Filipe Teixeira este considerat fotbalistul anului la Petrolul de suporterii echipei. Pe site-ul fanilor, aceștia au făcut un clasament pe baza voturilor acordate după fiecare meci. Topul este completat de uruguaianul Juan Albin, care ocupă locul 2, și de portarul brazilian Peterson Pesania. Golgheterul echipei, Toto Tamuz, ocupă locul 4, iar unul dintre cei mai bine cotați fundași din Liga 1, Al Senat, se află pe 5. Victorașa Stafe este primul român din această ierarhie, în timp ce capitanul echipei, Geraldo Alves, se află imediat după. Fosta vedeta Petrolului, Adrian Mut, ocupă locul 8 în clasamentul general, devansând jucători ca Pablo de Lucas, Sonny Mustivar sau Ovidiu Hoban. Fără niciun punct în ochii tribunelor sunt portarul Bolboașă și atacantul Morar. Conform statisticii realizate de domeniul suporterilor, Petrolul a jucat în acest an 44 de meciuri oficiale, a câștigat 22, a remizat de 15 ori și a suferit 7 înfrângeri. La toate acestea au contribuit într-un fel sau altul și fanii echipei, considerați printre cei mai buni din România.